Salutare și bine ați venit la o nouă rețetă! Astăzi am să fac mămălig. Rămâneți cu mine până la sfârșitul acestui video pentru a vedea cum se prepară. Și nu uitați, like, share să vadă și prietenii voștri și abonați-vă la canalul meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde niciuna dintre viitoarele rețete. Pentru această rețetă am folosit 1 litru de apă, sare, ulei de măsline, 200 de grame de mălai măcinat mai mare, 50 de grame de parmezan și 50 de grame de unt. Începeți prin a pune apa la fiert. Eu o fierb înainte într-un fierbător. Las focul pe mediu. Punem în apă sare, uleiul de măsline. Amestecăm totul. Iar când apa fierbe, începem să adăugăm mălaiul în ploaie, amestecând în continuu cu untel pentru a nu face cocoloș. Turnați tot mălaiul treptat. Am terminat de pus tot mălaiul. Acum lăsați mămăliga să fiarbă pentru aproximativ 40 de minute la foc mediu, amestecând din când în când cu o lingură de lemn. Când mămăliga este fiartă, au trecut cele 40 de minute, adăugați untul, incorporați-l în mămăligă, adăugați și parmezanul, incorporați-l și pe acesta. După ce adăugați parmezanul și untul, mămăliga se va înmuia puțin, așa că lăsați-o să mai fiarbă încă 2-3 minute. Apoi puneți-o pe un platou și serviți-o alături de friptură, sarmale sau cum doriți. Eu vă urez poftă bună! Și până data viitoare, la revedere!